Începem cu știrea zilei. Fostul președinte Donald Trump a fost împușcat. Incidentul șocant s-a petrecut în Pennsylvania în timpul unui meeting politic într-o aparentă tentativă de asasinat. Serviciile secrete au intervenit imediat. Trump a fost rapid înconjurat de agenți și scos în afara scenei. Atacatorul a fost ucis, transmite FBI. Se pare că ar fi vorba de un tânăr de 20 de ani, pe nume Thomas Matthew Crooks. Totodată un participant și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți în acest atac. Trump a primit îngrijiri medicale, iar mesajul acestuia nu a întârziat să apară. Citez. Am auzit un șuierat, împușcături și imediat am simțit glonțul sfâșiindu-mi pielea. Nu mă voi preda niciodată, este concluzia fostului președinte. And you know that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened over. Incidentul a stârnit, bineînțeles, multe reacții, unele dintre acestea chiar și pe ocean. Totuși, cea mai impresionantă dintre acestea rămâne cea a rivalului lui Donald Trump. Este vorba, bineînțeles, de actualul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, care a fost înștiințat despre eveniment și a transmis la rândul său un mesaj. Citez, nu există loc în America pentru acest tip de violență. Vorbim despre ceva bolnav, spune Biden. Să ascultăm. Doing well. I plan on talking to them shortly, I hope. When I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And so, and I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies. Biden nu a fost singurul îngrijorat de starea fostului președinte, așa cum ți-am spus. Kamala Harris a mărturisit că este ușurată, că nu este rănit grav și că se roagă pentru el, pentru familia lui și pentru toți cei care au fost răniți și afectați. De asemenea, un alt citat interesant, ar trebui să fim cu toții ușurați că fostul președinte Trump nu a fost grav rănit, spune un alt fost președinte al Statelor Unite, este vorba de Barack Obama. De asemenea, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, transmite că momentul atacului este unul șocant. Ne rugăm pentru siguranța sa, transmite acesta.